M-am gândit să predic despre dimineață. Despre dimineață. Că David zicea în Psalmul 30, mi se pare, seara vine plânsul. Dar dimineața vine veselia iarăși. Îmi place dimineața. Amin. Toți ne sfârșim cu plâns într-o seară, cu speranța că va fi o dimineață. Va începe atunci bucurie. Deschideți Biblia să ne uităm o dimineață și apoi să vă ascult și să ne predicăm ce ne-a dat Domnul. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, primele 14 versete. Ioan, capitolul 21, pagina Sfânta Scriptură 1054. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, primele 14 versete. După aceea Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon, Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună cu el. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește, mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țară, dar ucenicii nu știau că ce este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Și ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și n-am mai putut o trage de mulțimea peștilor. Atunci, ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, s-a pus haina pe el, s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu cărăbioara, trăgând mreaja cu pești, pentru că nu erau departe de țărm, decât cam la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jăratici de cărbune, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țară plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu putea să-l întrebe cine ești, că știau că ce este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta a fost a treia oară când se arătase ucenicilor săi după învierea din morți. Amen. Vă rog să luați. Azi noapte am avut un vis. Și am visat că am prins pești. Și nu puțin, am prins destul de mulți pești. Am prins și mai mici și mai mari. Și eram bucuros că nu am scăpat niciunul din cei pe care i-am atins. Și am luat prin apă și am prins pești și i-am prins și am mai prins și scoteam afară și n-am scăpat niciunul din cei pe care i-am atins. Cine știe? Poate Domnul a pus subiectul ăsta și peștii și dimineața asta dea bunul Dumnezeu să se prindă peștii care trebuie și să fie pentru Domnul să lucreze Dumnezeu la inima noastră. Oameni buni, dacă e adevărat ce a spus fratele Beni că și ce a scris Isaia, că a văzut prezența lui Dumnezeu în templu, să fie adevărat ce a spus pastorul că e Domnul aici. Amen. Amen. Astăzi. Yes. Aleluia. Chiar e aici Domnul astăzi. Amen. Că dacă e așa, când am auzit, știți, a zis Isaia, vai de mine!
Dacă e Dumnezeu aici, El a zis Isaia, vai de mine! Vai de mine că e Dumnezeu aici! Și a mai zis ceva, eu sunt un om vinovat! N-ai cum să fugi de Dumnezeu. Chiar e Dumnezeu aici? Amin. Isaia, prorocul, a recunoscut și a zis, dacă e Dumnezeu aici, aleluia, eu recunosc, sunt vinovat. Amin. Am vorbit cu buzele astea lucruri și cuvinte și sunt un vinovat. Și vreau să-ți atrag atenția, dacă e Dumnezeu aici, trebuie să te recunoști. Amin. Că ești un om cu buze necurate, fie și ceva pe buzele tale ce n-a trebuit. Și Dumnezeu e aici. Și locuiesc, spune El, și am vorbit tot cu oameni. Tot vorbe din alea și ei sunt aici. Atunci, a spus Isaia, nu știu ce să mă fac. Și Dumnezeu a zis, am eu soluția. Îți curățesc buzele să poți cânta. Te sfințesc să poți predica. Altfel ar merita să merg înapoi. Pe bancă. De n-ar fi El să ne sfințească. Gândurile, mintea noastră, buzele noastre. Altfel e fai de noi. O, te rog, Doamne, fă asta dimineața asta. Sfințește-ne. Sfințește-ne să putem pomeni numele Tău. Să putem vorbi de lucrurile Tale, să poți face semne și minuni, să poți cobori slava Ta peste oameni. Pentru aia nevoie, oameni buni, să recunoaștem că avem nevoie de sfințirea Lui, de o atingere nouă a Lui Dumnezeu, de a Duhului Sfânt, de focul Lui care să ne sfințească din nou, să ne pună în ordine. Dimineața. Hai să vă citesc să spunem Biblia încă. Tot prorocul Isaia zice la capitolul 25, mi se pare, zice, la capitolul 21, o prorocie, iese predicatul ăsta și strigă și aude ceva vorbe. La versetul 12, la versetul 11, mi se strigă, zice Dumnezeu, din Seir, de jos, străjerule, cât mai este din noapte? Oamenii ăștia s-au săturat în noapte. Și s-au dus și au strigat, străjenule, cât mai este din noapte? Ăștia s-au săturat de noapte. Și străjerul răspunde, străjerule, strigă ei, mai este mult din noapte. Adevărați, îți interesați de sfârșitul nopții. Ceilalți nu vreau să se termine bucuriile astea a vieții. Pocăința asta de vacanță. Numai chiar cei ce îl iubesc mult pe Domnul, ăștia sunt de lume, de tot ce zi, să zice frumos în lumea asta și o consideră o noapte. Știți că viața noastră e un coșmar aici. Abia așteptăm să mergem acasă la noi. Suntem străini și călători. Ești primești în lumea asta. Abia aștept, frate, să mă duc acasă. Acasă la noi. De asta e prea multă noapte. Și vine și în adunări noaptea asta. Și întreabă ăsta, mai mult? E mult? Mai mult? Crezi că nu mă aude Domnul dimineața? Nu mă aude chiar din inimă. Ce spune străjerul ăsta? Străjerul răspunde. Îmi place de el. O lasă niște copii să strige așa. Și eu să nu-i pace în seamă. Străjerul nu mai aude,
ci răspunde. Amin. Gloria Domnului. Îmi place de El. Te încurajez să-L întrebi și tu, să te rogi, că Dumnezeul nostru aude. Amen. Dar nu numai atât că aude. Răspunde! Întreabă dacă mai mult din noapte. Spune că te-ai săturat de iar și vrei dimineață. Străjerul îi răspunde. Mie îmi răspunde. Și la sufletul tău, dacă vrei. Străjerul îi răspunde. Așa de frumos. Vine dimineața. Aleluia! Glorie Domnului! Maranatha! Cât mă poate pe mine încuraja ăsta? Străjerul ăsta. Străjerul spune, vine dimineața. Ce te-ai săturat de noapte? M-am săturat. Diferit sufle. Un suflet ruben al nostru. Când zice, imediat e ziua. Deja, diferit la suflasă de oricine. Vine dimineața. Dar, atenție, încă-i tot noapte. Încă-i tot noapte, aveți grijă cum umblați, zice Dumnezeu. Vine dimineața, dar încă grijă mare. E tot noapte. Așadar, ne toacem la textul nostru ăsta, a fost introducerea dimineața pe țară. Acum vreau să vă spun că dacă Domnul Iisus după înviere, imaginea aceasta de pe țară este imaginea prezenței lui Dumnezeu, a Domnului Iisus după înviere, așa cum a zis, voi fi cu voi în fiecare zi. Deci Domnul Iisus a promis, mă duc în cer, dar voi fi cu voi în fiecare zi. Amin, glorie Lui. În primul rând aici vreau să vedeți împreună cu mine prezența Domnului Iisus Hristos în fiecare zi în viața ta, în nevoie de tine. El este pe țărm și se uită la tine. Amin. Ei trudeau să câștige, să prindă pești, să trăiască cu ceva sau să o noapte la pescuit. Au uitat că cei ar fi trebuit să conteze pe promisiunea Domnului, cum și noi uităm. De atâtea ori încercăm să ne descurcăm noi. Te întâlnești cu Simon ăsta, cu Petru și zici, eu mă duc să prind pește, că știu, că mă descurc. Și ceilalți, mai mici ca noi, zice, dacă fratele Beni face lucrul ăsta, și eu mă duc. Mă duc și eu cu tine. Mă duc și eu cu tine. Și așa putem să-i ducem pe oamenii ăștia aproape unde vrem noi. Să le dăm direcții, să-i punem la treabă, că Simon Petru era curajos și șeful. Și o să mergem și noi cu tine. Păi da, rugăciune. N-a zis Apostolul Iacov, nu, ziceți, voi face cu tare și cu tare lucru, mâine mă voi duce, nu știți că mâine nu-i ziua ta? Nu poți tu să pronunți pentru mâine nimic. Prietenul meu a cântat astăzi, mi-a cântat cântarea. Astăzi, în timp de o zi, te rog, căci nu știu dacă va mai fi încă o zi. Ajută-mă astăzi. Nu am făcut nicio rugăciune. Domnul Iisus trăia, l-au văzut că a înviat din morți. Și le-a zis El, voi fi cu voi în fiecare zi. Amin. Poți tu să crezi asta? Amin. Iisus în fiecare zi cu tine? Amin. Asta îți face viața o cântare. Asta te face liniștit. Credința asta îți fură toată îngrijorarea, omule, dacă tu crezi că Iisus e cu tine în fiecare zi. Aleluia! Asta nu e lucru mic. Și astăzi când eu vă vorbesc, este cu copiii mei în Portland și cu mine aici, cu soția mea, a fost în avion. Iisus e cu tine, voi fi cu voi. Să-L credem pe cuvânt? Amin. Voi fi cu voi în fiecare zi. Și-a uitat Petru acest adevăr. Aleluia. Și a sosit pe țărm un salut așa de frumos. Vi-l dau și eu dimineața asta. Copii! Aleluia. Care nu s-au rugat? Care
care mai ieri s-a lepădat unul de el, altul a vrut să cheme foc din cer, de o săptămână Toma n-a crezut până ne-a pus mâna în palmele lui și a zis, nu fi necredincios, ăștia, rebelii ăștia, prietenii lui, noi, dacă vreți, noi, pe noi chiar, răi ăștia de aici, îi salută așa, copii! Ce, suntem noi copiii lui? Suntem noi copiii lui? Atunci pentru voi salut, copii! Ce dimineață frumoasă asta, ne salută Domnul Iisus, copii! Aveți ceva, e primul pas în care trebuie să fim atenți, să ne cunoaștem că n-avem. Mereu avem. Mereu a fost extraordinar. Mereu semne și minuni. Nu vrem să ne știe frații și în biserică, nici că ne doare ceva, nici ascundem tot. Totdeauna avem. Dar de fapt, n-avem. O biserică se tot sfătuia pastorul cu ei, așa că suntem bogați. Și că fim muzică, predicatori. Pur și simplu, la comitet ziceau, nu ducem lipsă de nimic. Cum am fi noi, la biserică de 2000 de oameni. Parcă avem prea mult. Nu ducem lipsă de nimic. Și Domnul Iisus s-a uitat la ei și a trimis o scrisoare. Și pastorul a deschis scrisoarea cu atâta mântrie și a zis, vine de la ceea ce a fost mort și este viu. Cel ce are părul ca lină și vocea ca valurile apelor multe, picioarele ca rama aprins, de cel ce are cheile morții și locuinței morților, sunt la El, Alfa și Omega, El scrie scrisoarea. Sigur că pastorul tremurând și-a spus, mă laudă precis. Și-a scris, pastore, nu știi, nu ești bogat, nu știi, nici nu știi, nici nu realizezi. Asta e problemă mare, omule, tânăr scump, nici nu realizezi că ești orb, nenorocit, ticălos și gol și sărat. Total diferit de altfel gândurile lui Dumnezeu. Nu seamănă cu gândurile noastre, oameni. Sunt foarte diferite. Să întreb ceva, să te întreb ceva. Tu, ce părere ai despre tine? Mi-a plăcut de apostol. Nici nu știau că e Domnul. Au trecut bine examenul. La străinul ăla de pe țăr, când l-am întrebat, i-am întrebat copiii, aveți de mâncare? La un străin. Aici a fost proba lor. A zis, nu. N-avem. Așa suntem. Ce faci, frate? Cum ești? Nu-s bine. Nepoțelul meu a fost operat. Și când a venit de la spital, ne-am rugat mult. Am suferit. Am mai fost de când a fost operat la voi. Am povestit. Printre altele spunea, Ticu, nu-s bine. La 4 ani, Ticu, cu cealaltă cămelă sărăcuță de lăsă, Ticu, nu-s bine. Îi dădeam taine noale și să la meții și din suferința aia tremurând, a zis, Ticu, nu-s bine. Roagă-te la Domnul Iisus, mă facă bine. Omule, o să trece sala aia să mănânci. Zice, acasă, nu ești bine. Eu nu sunt bine. În prezența lui Dumnezeu nu sunt bine, oameni buni. Am atâtea lucruri de rezolvat. Nu ești bine. Și Iov a fost foarte bun om, dar că s-a întâlnit cu Dumnezeu, a zis, nu sunt bine, smurta. Mă pocăiesc. Țărână și cenușă. Dumnezeu aici
E aici? Amin. Nu ești bine? Măcar cu atâta să te realizezi asta. Că nu ești bine cum ești, trebuie să te schimbi. Apostolul a spus, nu, e o cântare. Nu am nimic, nimic nu am, Iisus. Tot ce am avut, tot ce am... Am pierdut pe drum. Ai pierdut valoare. Iisus a zis, aveți, n-avem, n-avem, străine, nu știu cine ești tu, n-avem, n-avem. Ne-am trudit în zadar. N-avem. La ăștia care recunosc că n-au, Domnul le dă partea dreaptă. Amin. Știți ce e partea dreaptă? E fericire, e binecuvântare. În stânga niciodată, când Domnul te trimite în stânga, ești pierdut veșnic. El nu are treabă cu stânga. Uitați-vă în Scriptură. A zis, copii, partea dreaptă e a voastră. Toți pești au fugit în partea dreaptă. Prindeți acolo. Momentul ăla, când plasa aia se umple de pești, se descoperă ceva. Unul, cel mai tânăr, ăștia sunt atenți, îmi place mult de voi. Sunteți extraordinari, vă să predicați mult mai bine ca mine. Mult mai bine. Cel mai tânăr a zis Petru, nu Petru a observat, cel mai tânăr, Ioan, fiul lui Zebedei, Petre. Ce? Ăsta e Domnul. De ce să-l cunoască Ioan? De ce să ne-o luați voi înainte? De ce noi, că am îmbătrânit predicând, de ce voi? Că ăștia cred mai bine ca noi. Nu au atâtea. Politică bisericească. Ăștia chiar îl cred pe Dumnezeu de adevărat. Deci îmi place de când vin între voi, mă umplu de Dumnezeu din foarte mulți. Ăștia se recunosc că-s răi, ăștia vin în față să mă rog eu pentru ei. Ar trebui de multe ori să mă pun eu în genunchi, să te rogi și tu pentru mine. Dar suntem prea orgolioși. A zis, Domnul, de unde ai știut că-i Domnul? Din binecuvântare. Când Domnul ne binecuvintează, trebuie să observi, omule, că-i Domnul. Când tragi de ea de om și simți că a venit ceva, nu e că ești tu înțelept. Nici că ești pe scară mare dacă se pocăiesc cu oamenii. Și ești mare predicator. Ce zi e Domnul. Amin. Dacă s-au lucrat oamenii la cântarea ta, sunt oameni buni. E Domnul. Amin. Ioan a zis, Petre, ăsta-i Domnul. Numai El, din nimic, cheamă lucruri care nu sunt și prin viață. Numai Dumnezeu face lumi noi. Aleluia. Numai El te scoate din criză. Numai El îți iartă păcatele. Numai El te face iarăși binecuvântat. El, Domnul! Amin! Îți Petre-i Domnul! Aleluia! A zis pescarul din Galileea, e Domnul? Nici nu mai stau cu voi, că mi-e dor de El. Dacă e Domnul, rămâneți voi să fiți pastori și mari oameni, că așa ar trebui să fie un pocăit dezinteresat de funcții, un pastor bun, liber. Și a spune cu El, vreau eu de fapt să mă întâlnesc. A zis, Petru, de El mi-e dor. Nu de pești, nici de afaceri. Și a pus haina pe El, nu le venea să creadă la ăștia. Și a luat cingătoarea, adevărul la mijloc și a sărit în apă. Și a zis, nu mai întrebă nici funcții, nici peștii voștri. E plină ploasa, mă, Petre. Acum când avem și noi biserică mare, acum când a reușit. Și a zis, mă interesează astea. Eu vreau pe El. Amen. Păi, Beni, crede-mă că eu pentru El m-am pocăit. Amen. Nu pentru ce fac acum. Amen. Ce-l vreau pe El. Așa a spus Apostolul Pavel, las totul în urmă, filozoful ăsta, omul ăsta mare.
și-l vreau pe El să-l cunosc, să-l apuc și-l prind. Să-l prind de El, că El m-a prins pe mine și eu încă nu. Și visa ziua aia și momentul când să-l prindă. Și zice, alerg. Alerg spre moarte. Dar de fapt nu spre moarte, spre El, să-l apuc și pe El. Și-l vreau pe El. Și puterea învierii, dacă o să mor, să știu că înviez din morți. Până atunci, vreau să mă fac asemenea cu moartea Lui. Și să-mi dea harul să patimile Lui. Amin. Te rogi așa? Că vrea să n-avem nicio ispită, nimeni să nu ne buzeie cu nimic, să nu ne jiglească nimeni, să... Așa, ca niște marionete. Roagă-te să ai parte de suferințele Lui, de ocările Lui, ca să ai parte de binecuvântările Lui. Amin. Și a zis, El vreau să-L apuc, dar până atunci vreau să mă fac părtaș cu patimile Lui și cu suferințele Lui, să fie dragi, să vină peste mine. Deci pot să mă doară una alta, să trecea prin gând să nu mai fac misiune. Teo mi-a prorocit aseară că 20 de ani, eu numai 5 am vrut, unul l-am făcut, mai am 4. Și m-am gândit că dacă îmi dă viață să mă mai duc 4 ani, în aprilie plec din nou pentru 3 săptămâni în evangelizare și mă cam supăr câte ceva. Deci am muncit să... Teo zice, ce ai slăbit, i-am mai dat lui și am acum dă și tu la altul. Mai vreau să mă duc 4 ani, dacă trăiesc, să-L reprezint, să obosesc pentru El, să spun la oameni numele Lui ca să-L pot prinde într-o zi. Să-mi fie drag, să am ceva în pește, când o să merg acolo, ca să vedeți ce scrie aici. S-a dus Petru, s-a dus și tata, s-a dus și tata, dar ăștia s-au dus înainte. Ăștia s-au dus înainte. Petru s-a întâlnit deja cu Domnul și ăștia trăgeau la barcă, era un comitet toți. Ce îmi place de ei, e un lucru care îl sublinieze, nu știu cum e pe la voi, nu știu multe de aici, mai știu cum e pe la noi. Au fost uniți. Au tras în aceeași direcție. Toți apostolii care au rămas o dată tras în aceeași direcție, adică spre cel de pe țărm. Aia era direcția lor. Uitați-vă la căpetenia, țintă la El, a desăvârșirii credinței voastre, ochii pe El. Asta e direcția! Nu americanii, nu românii, nu africanii, El cu E mare, El este reperul, El este etalonul, El merită copiat. Amin, ajută-ne, Mărire. Trageți în direcția aia unde El pe țărm. Cu El trebuie să ne întâlnim, nu? Amin. Nu cu papa care își dă dimisia acum, că fura prea mulți bani. Cu El, cu Hristosul, cu crucificatul vreau să mă întâlnesc mâine dimineață. De aceea trag spre El. Și au tras toți frumos. Nu trăgeau într-o parte. Cum să nu ne înțelegem, frate? Că tragem în aceeași direcție. Cum de avem divergenții? Cum de avem opinii? Noi nu avem voie să avem numai gândul lui Hristos să fie în noi. Amin. Gândindu-ne împreună la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Nu mai avem opinii diferite. Ci avem aceeași direcție. Doamne, rău e când avem multe direcții. Învățați în ziua asta împreună. Adică și tinerii și cu noi. Scrie undeva să lucrăm împreună? Yes. Sau proclamele voastre și stăm acasă, noi până terminați. Și nu veniți voi când cântăm noi cântările noastre bătrânești. Nu sunt nici cântări bătrânești, nici tinerești. Amen. Sunt atât cântările Domnului.
Aleluia! Sunt cântările Domnului. Amin. Cântări noi, cântări mai de demult, sunt cântările Domnului. Amin. Sfântul Petru ăsta care a sărit în apă, scrie o scrisoare și el mânat de Duhul Sfânt în prima lui scrisoare la capitolul 5, versetul 5. Tinerilor! Că acum suntem la voie după ce m-ați chemat. Vă spun, chemați-o, nu cărunt ca mine. Dar lăsați-mă cu voi. Îmi place cu voi. Noi trebuie să lucrăm împreună. Tinerilor, și voi. Adică și voi. Că noi precis. Să fiți smeriți. Noi precis. Dar și voi. Fiți smeriți și fiți supuși celor bătrâni. Că spune ceva părul ăsta cărunt, nu? Am trecut pe undeva. Merită să stai de vorbă cu copilul, cu tata. I-am spus acum la Ben. Dicule, eu stau în basement. Mi-a intrat apa din nou. Nu, el dat repar acum din nou. Castelul meu este de misofet. Băiatul stă sus cu noara și noi stăm jos. Am zis, Ben, să ai măcar atâta tărie asta peste 20 de ani când nu o să mai fiu. Să dai casa asta la băiatul tău și cu oară-te în locul meu, vezi. Hai mă, când încerc să ți-l pun la punct să-ți placă, să ți-l las frumos și mica, să lase haine frumoase la noră, curate, spălate, să-ți fie mai mare dragul și de miros. Dar coboară jos, mă, și lasă-ți copilul sus, că eu coboră și te-am lăsat pe tine sus. Și voi, tinerilor, împreună, așa scrie acolo, împreună cu cei mai bătrâni, împreună, să fiți împodobiți cu smerenie, căci la vremea lui Dumnezeu, nu la vremea care vrei tu, la vremea lui, El și-a planificat să vă înalți. Amin. Slăvit să fie Domnul. Poți tu să aștepți, stimatul meu, până e vremea lui Dumnezeu? Moise n-a putut, i-a dat una la un egiptean că și murit și l-a îngropat în nisip. Și a zis, salvezi eu pe Israel. Și Dumnezeu a zis, tu trebuie să mergi la școală. 40 de ani la oi. După 40 de ani a zis, acum, în Exod, capitolul 3, la versetul 10, scrie, acum, Moise, Dumnezeu zis, Moise, acum vino și te voi trimite chemare, pregătire și trimitere. Nu m-am gândit să fac teologie puțin, poate că aș putea. Dar ne gândim altă dată la asta. Hai să ne întoarcem la peștii noștri. S-a dus Petru pe țăr. Vreau să vă întreb, cititor de Biblie, n-au venit ăștia cu plasa, cu 153 de pești mari. Pe țărm scrie cartea și am citit, era pește, pâine, jăratic, totul pregătit o masă, dar pâine, cine ne-a fi dus acolo pâinea și peștele prăjit? Eu nu știu. Eu știu că ce zice Domnul se face. Au ieșit pești, s-au prăjit singuri, a venit pâine, din pietre s-au făcut pâine, la Domnul e în regulă tot. O mâncat Petru? Până nu o să zice ceilalți. Că tot era caldă, flământă, toată la... Tu zici, nu? Vă luați după pastor? A mâncat Petru până au venit ceilalți sau n-a mâncat? Masa era întinsă acolo. O primit tata răsplătirile și Avram, că eu n-am sosit acolo. Nu! Așteaptă și martirii sub altar. Yes. Și nu le dă nimic. Începe cu ultimii. Yes. Binecuvântat să fie Domnul care ne așteaptă și pe noi. Aleluia! Aleluia! Să creadă ei, n-a început, Domnul Mielului, nu se face fără tine. Amin. Și fără mine. Aleluia! Nu se servește de masă, că o să mergem la o masă împreună. Nu zic, și asta mă zic, mai stați 5 minute cu mine? Amen. Care-i foame tare, poți să meargă?
N-am ca Petru. Să uita la lumea, la peștii aia acolo care erau a Domnului. Nu i-am prins nimeni. Pâinea Domnului era masa Domnului. Amin. Aveau și ei pești la care au tras. Știu eu, mă gândesc din prin Ucraina, din toată Europa, ceva să am și eu. Pentru asta lucru să fie ceva, voi avea ceva de eu când va veni Domnul. O fi cineva să stea lângă mine, zic că eu m-am pocăit, eu m-am zidit în ziua aia când tu ai venit. M-am regenerat, m-am lăpit de Domnul dimineața aia. Nu vreau să știu acum nimic. Nu îmi face bine. Dar cu dorul ăsta și patosul ăsta alerg că voi câștiga casa. Copiii și nepoții primii tare mult vreau. Să fie și ei acolo. Yes. Amin. Amin. Pentru asta mă lupt să fiu un model, să-i învăț, să fac tot ce pot să fie acolo când va suna coarna. Să ne uităm pe nor, să fim toți mâine de dimineață pe țărmul învierii. Aleluia. Când ne vom întâlni cu El. Yes. Să fim acolo toți. Ce dimineață, fără seară. Că așa le-a zis Domnul, veniți, te prânziți. Amin. Când aici e cina, că e seară. Dar în dimineața aia, nu se va mai pomeni în ziua aia de cină. Că nu mai este seară, nu mai prânz. Va fi o dimineață și apoi o dimineață și iarăși dimineață veșnic. Și nu mai vine seara cu plânsul, ci a rămas veselia dimineții. N-am mâncat din pești până au sosit toți. Ostenind în valuri cu principii și direcție sănătoasă spre țară, spre El. Au reușit, n-au lărgit plasa să zică tineri, se poate și așa, dar uite și alte religii cum trăiesc, mai o tură prin lume, după aia iar pe la adunare, mai poți și așa cu lanțuri și cu pantalonii până la genunchi, ce mai contează cu creastă în cap, ce nu mai este nimic. Da, Domnul se uită la inimă. Dar tot ce e în inimă ies afară. Ci ăștia n-au lărgit plasa. N-au pierdut niciun pește. I-au dus pe toți până la capăt. Visul meu e, așa zice și Domnul, să nu pierdem niciunul, să rămâneți în plasă, în biserică, până la capăt, până ajungem la țară. Noi nu putem lărgi credința asta, noi nu putem umbla la calea asta, să o facem mai largă, căci calea e însuși El, Hristosul. Și nu putem lărgi pe El, ea e strântă și e prin El și numai prin El să ajungem în cer. Ar place de ei. Au fost uniți. Și au tras în aceeași direcție și n-au pierdut niciunul. Când au sosit la cer, țări, Galileanu, a început și a tras plasa și i-a numărat. Portați-a fost creștinea. De-aia textul mie îmi sare în ochi, că nu e o poveste numai. Că i-a numărat. Ăsta zice, o pește. Doi, trei, până la 153 linii unul în altul. Deci noi suntem foarte importanți. Ce nu ne așteaptă? Noi suntem pe număr, nu la grămadă. Amen. Amen. Dacă aș fi fost numai eu în universul ăsta, Hristos ar fi murit pentru mine. El ne numără. Amen. Și peri din cap îți numărați la copiii lui. Așa atât e de atent Dumnezeu cu noi, încât nimic nu se întâmplă. Ești foarte important, dragul meu. Aleluia. Ești foarte important. Îngerii vorbesc despre tine în cer. Aleluia.
Și un păcătos, un om când se decide în dimineața asta să se lipească de Dumnezeu, de neprihănire, de sfințire, îngerii cântă! În cer se declanșează bucurie! Și zice, crucificat-o a mai câștigat unul! Jertfa lui e onorată în cer! Îngerii bucuroși! Că ei sunt aici în dimineața asta, e plin de ei! Cel puțin un înger la fiecare. Și mai mulți vin, tăbărăsc în jurul celor ce se tem de el și scapă din accidente, din primejdii. Îi spulge afară îngerii lui Dumnezeu. Se duc și predică Evanghelia. Duc, îl iau pe Filip și îl scoală noaptea din pat. Îngerii lui Dumnezeu. În dimineața asta, eu nu-i pot fizic să-i văd, dar e plin de ei, delegați ai cerului. Și când moare un sfânt, vine gardă specială cu aur pe el și îl ia pe sfânt și îl duce în sinul lui Avram, zici Biblia. Slăvit să fie Domnul. Amin. O să închei imediat să vă spun că n-au mâncat, dar după ce au sosit toți, cel ce le-a zis copiii, nu aveți nimic, acum le-a zis, veniți, atât de mult vreau să aud chemarea asta și vocea asta mai mult decât orice de ființa mea, mai mult decât mă cheamă soția care nevoie de mine sau să îmi dea un cadou, că noi ne dăm cadouri la sărbători, tragem cu bilețiene fiecare care la cine pică, mai mult decât mă cheamă copiii și nepoților și zice, de acum, crede-mă mai mult, aștept să zică El, vino. Amin. Amin. Ține în vocea Lui. Amin. Mai mult decât al oamenii. Pentru El îi las și pe ei dacă nu vreau să vină. Pentru El m-am decis să mă tai capul cu hilotină. Credeți-mă, dacă ne cheamă afară să ne execute astăzi pentru El, eu mă duc. Deci El aștept să-L aud. Vino. La prânz. Veniți. Te prânziți. Noaptea s-a terminat. Și predicele s-au terminat și trunda din mare și ăștia speștii toți 153 aduceți din peștii care i-ați prins voi, care i-ați prins acum. Asta o să-mi zică atâți peștii tăi. Dani, o să avem ceva pești. Că și cel ce predică și cel ce suportă pe predicator se împarte prana, dacă poți zice așa. Cartea asta spune că cel ce îl ajută pe proroc și îi dă de mâncare și îl sponsorizează și pe evanghelist, va avea jumătate cât primește celălalt. Voi nu mă lăsați să greșesc. Plata lui, integrală. Ce primește ăsta? Primește și ajutorul lui. Aleluia! Deci pot să fii un mare predicator. Pot să fii un mare predicator. Ascultă-mă! Cu nimic nu va străluci coroana mea mai mult decât a ta când vă pune însuși regele. Că El ne încoronează. Jata va străluci la fel ca și cel pe care tu l-ai ajutat în lucrare. Minunat e Dumnezeu ăsta. Uite ce închei cu asta. Ce zice Biblia în Luca 12 cu 37. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și va să le slujească. Amen. Regele
Iisus se va încinge. Și va veni. Tu să stai jos. Să te servească la masă. Ești mulțumit? Amen. Să ajungi? Iisus va veni. Să te servească la masă. Oameni buni, nu merită. Chiar e Domnul aici? Amin. E vai de noi dacă nu simțim ce nu ne schimbăm. Amin. Să ne ajute Domnul, amin, ca ziua aceea glorioasă, toți de aici, să fim la masă. Amin. Și însuși Regele ne va servi la masă. Aștept ziua aceea.